Despre lista PSD la europarlamentare. Aceștia trimit moșli bidinoși care hărțuiesc sexual consilierele prin Parlamentul European. Mihai Tudose este luată în calcul să deschidă lista PSD pentru europarlamentare, dar lista va fi lansată cu ocazia Congresului Partidelor Europeni Socialiste, care urmează să se desfășoare la București. Mihai Tudose în centrul unui scandal cu acuzații de hărțuire sexuală. Povestea Florinei, asistenta parlamentară hărțuită în 2019 de către un europarlamentar român, a fost publicată în iunie de Europa Liberă. Presa a dezvăluit ulterior că europarlamentarul în cauză ar fi Mihai Tudose. Florina a lucrat un deceniu în Parlamentul European, acolo și-a construit cariera din 2007, venită de pe băncile facultății fără pile, lucrând cu trei eurodeputați. Primele două eurodeputate cu care au lucrat au învățat-o mult și au apreciat-o profesional. Al treilea nu a fost cu noroc. Florina a căpătat o reputație bună între colegii de la Bruxelles, iar după alegerile în 2019 voia să treacă la următoarea etapă. În vara anului 2019 a primit însă un telefon de la un proaspăt ales recomandat de o cunoștință care i-a oferit un post de asistent. Florina l-a refuzat. Bărbatul a insistat. Relatau într-un amplu reportaj jurnaliștii de la Europa Liberă. După multe insistențe, aceasta a acceptat jobul oferit de Mihai Tudose. Ajuns în Bruxelles, era dependent de ea pentru că ea avea experiență, conexiuni și vorbea engleză și franceză. Într-un fel, o respecta. A încercat să o acapareze la început. Eurodeputatul i-a oferit o carieră unde vrea ea, lucru pe care Florina a refuzat insistent. I-a spus că vrea să-i cumpere o mașină de lux pe care ea a refuzat-o. I-a dat un telefon sigilat insistând să vorbească doar pe el. A încercat să o convingă să se mute în același bloc cu el. Văzând că nu poate cuceri cu promisiuni, are curs la umilință și comportament puțin spus nepotrivit. Aceasta susține că la un moment dat a recunoscut că vrea doar să stea în fața lui ca să-i privească fundul multe remărci fizice, precum ar trebui să te îmbraci mai mult în fustă, știi că ai craci frumoși, ce să ești și vorbea mai tot timpul cu organe masculine. De teama că alți români vor auzi pe holurile Parlamentului European, chiar dacă era deja un secret deschis comportamentul europarlamentarului, făceau mereu glume sexiste pe care nimeni nu le gusta. Comenta de corpul femeilor și își bătea joc de ele în nenumerate rânduri conform Florinei. Vorbea cu alți doi deputați români despre cum i-ar o unei femei la masa în Parlament. Acestea voia să-i dea de lucru multe alte lucruri care nu țin de fișa postului, până când ea a insistat ca alesul să angajeze pe altcineva pe postul de secretară. I-a oferit tot bugetul cabinetului ca să facă ea tot lucru pe care l-a refuzat. Într-un final, adusese o fată pe care o știa din România de 20 și ceva de ani. Aceasta susține că fata era cărpa lui. O făcea vacă proastă în toate felurile. Picătura care a umplut paharul a fost o călătorie la Strasburg, una dintre cele două locații ale Parlamentului European de unde eurodeputații lucrează o dată pe lună. Aceasta susține că a venit peste ea în cameră să-i aducă o carte la 11 noaptea. Se trezește cu bătăiei în ușă și se gândește că cineva de la hotel s-a întâmplat ceva. Dar el a deschis ușa, a zis că a venit să-i dea o carte și îi zâmbea în toate felurile posibile, moment în care aceasta s-a panicat. A smuls cartea din mâna lui și a închis cealaltă ușă a anticamerei cu cheia. Șeful său avea pe atunci mâna în gips. A doua zi le-a rugat pe Florina și pe colega ei să dea jos hamul pe care îi ținea brațul, lucru pe care Florina l-a refuzat, oferindu-se să cheme în schimb o asistentă medicală.